Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem o etalare interactivă cu tema Ce nu vedeți? Ce este ascuns de voi? Ok, m-am gândit la acest video, la această etalare, pentru că nu cred că am mai făcut-o până acum, sau dacă am făcut-o, am făcut-o de mult. Ok? Că este vorba de dragoste, că este vorba de afacere, că este vorba de lucruri importante pe care voi nu le observați sau nu le vedeți și trebuie să le știți, dar nu sunteți concentrați pe ele, le vom afla în acest video. Vom face doar două etalări pentru acest video, ok? Va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 2. Să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Și că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni. Haideți să începem cu numărul 1. Haideți să vedem pentru numărul 1 ce nu vedeți voi de la numărul 1. Ce este important și nu vedeți? Ce este ascuns de voi? Ce este important? Ce este important pentru cei de la numărul 1 și nu vedeți? Ce este ascuns de voi? Ce este important și voi nu vedeți cei de la numărul 1? Ce este... Ok, dacă asta vor să sară. Ce este important și nu vedeți? Clarificarea cărților de pe masă. Ok, ce nu vedeți voi aici este că cineva din gemeni balanță vărsător. Ok. Și o să mai fac o clarificare. Rac pe scorpion. Cineva aici se zbate foarte mult prin spatele vostru. Cineva pe care voi l-ați lăsat în urmă sau ați lăsat-o în urmă. O persoană care a jucat murdar, ca să spun așa, o persoană care n-a fost cinstită, o persoană care a manipulat, a distrus totul în jurul vostru, iar apoi a plecat mai departe pentru altcineva sau pur și simplu voi ați abandonat această persoană. Ce nu vedeți voi este că persoana asta suferă foarte tare în momentul de față și este foarte rău rănit în orgoliu sau rănită în orgoliu. Ce nu vedeți voi este că persoana asta, ca să spunem așa, are demoni noaptea și nu doarme, are coșmaruri, are viziuni și o nebunie totală în ceea ce vă privește pe voi. Ce nu vedeți voi este că persoana asta este ca și cum este bântuită de trecut, bântuită de faptele lui sau de faptele ei. Ce nu vedeți voi iar este că persoana asta se chinuie prin spatele vostru cu tot cu întuneric ca să iasă la lumină și cu lumină și cu întuneric, ca să spun așa, sau poate fi o persoană care se chinuie de dimineață până seara să muncească la un loc de muncă care este un loc de muncă destul de chinuitor. Ce nu vedeți voi este că persoana asta în fața voastră încearcă să pară, voi știți mai bine despre cine este vorba. O persoană grozavă care are un orgoliu extraordinar și o persoană care este, care n-a fost rănită deloc. Aici eu văd un interes financiar. Cred că persoana asta a depins financiar de voi și de ce spun asta? Pentru că voi nu vedeți că persoana asta se zbate acum și muncește ceea ce n-a făcut în trecut, de dimineață până seara, pentru un venit. Și se chinuie într-o relație, ok, cu o persoană rigidă, strict pe partea de muncă. Ce nu vedeți voi este că voi aveți o prosperitate extraordinar de mare și sunteți persoane extraordinar de importante, frumoase și pline de belșug. Și ce nu vedeți voi este că persoana asta se simte inferioară vouă
și că voi sunteți mult, mult mai presus decât el sau ea, deși încearcă să vă afișeze o importanță în fața voastră. 8 de monede. Exact ce am spus. O persoană care poate fi din pești, gemeni, balanță, vărsător. Ce nu vedeți voi este că persoana asta se chinuie să muncească în ultim hal și oricât ar munci, stagnează. Stagnează. Fiind remunerat destul de puțin. Ok? 9 de săbii. Ce nu vedeți voi cu 9 de săbii? Persoana din trecut suferă. Și suferă foarte tare după voirac pe scorpion, din nou. Și că se visează alături de voi până la bătrânețe, deși totul s-a terminat între voi. Ce nu vedeți voi este că persoana asta noaptea scrie mesaje și le șterge și nu vi le trimite. Pentru că nu știe cum să procedeze. Ce nu vedeți voi este că noaptea persoana asta face vizite către casa voastră sau vă citește mesajele în permanență noaptea și le recitește și le recitește. Ce nu vedeți voi cu 5 de săbii? Ce nu vedeți voi cu 5 de săbii în toată furia asta pe care poate ați avut-o pentru persoana asta, pentru ce v-a făcut? Este că persoana asta se gândește în permanență la voi și dorește să lupte cu voi. Ok? Să lupte pentru voi, mă scuzați. Ce nu vedeți voi este că persoana asta a luptat murdar. Poate vedeți, dar nu conștientizați. Ce nu vedeți voi este că persoana asta... Ce nu mai vedeți voi este că vă așteaptă o căsătorie cu o persoană foarte importantă. Asta mai vreau să spun. 5 de săbii. Nu vedeți voi cu 5 de săbii. Și că persoana din trecut vă iubește încă foarte mult. Poate fi chiar vărsător, gemeni. Sau voi cei din vărsător, ok? Fiți atenți. Ce nu vedeți voi este că persoana asta abuzează de vicii, dar n-am râs de asta. Abuzează de vicii în ultimul hal și... Poate să stea în permanență amețit sau amețită. Poate în permanență bea foarte mult, din câte văd aici. Își ia cam arun băutură doar ca să arate acest 5 de săbii, această latură de luptător, această latură de indiferență, de persoană mizeră. Asta este fața pe care vă arată vouă. Ce nu mai vedeți voi este că persoana asta vă lucrează cu lucruri oculte, în dorința de a vă întoarce înapoi. De asta am râs, nu de partea cu vicile. Ce nu vedeți cu 7 de monede? Persoana asta se gândește foarte mult la ce a făcut în trecut. Că vă urmărește în continuu și de foarte multe ori a fost în spatele vostru, iar voi n-ați văzut lucrul ăsta. Că persoana asta plânge. 5 de cupe, vă rog. 5 de cupe. Cine plânge? Cine plânge? Cine plânge cu 5 de cupe? Plânge o persoană care este singură, își dorește independență financiară, dar este o falsă impresie pentru că nu are. Este o persoană singură, chiar dacă este cu cineva, se simte singur sau singură. Este o persoană care n-are echilibru. Ce nu mai vedeți voi? Deci... Cine plânge cu 5 de cupe? Cine plânge cu 5 de cupe? Cine plânge cu 5 de cupe? O persoană care a fost refuzată de voi, ok? Un cavaler de cupe care a venit cu o ofertă de împăcare către voi, rac pe scorpion. Ce nu vedeți voi? Că persoana asta 5 de cupe plânge și se luptă cu toată lumea care îi sare în cap și îl judecă sau o judecă pentru decizia pe care a luat-o în privința voastră sau cum au luat... Ca să spun așa, în ce direcție s-a dus viața acestei persoane după ce s-a despărțit de voi? Deci,
Asta este ceea ce nu vedeți voi legat de persoana asta. O secundă. Ce nu vedeți voi cu... A, și doi de cupe ne-a sărit. Ce nu vedeți voi cu luna? Ce nu vedeți voi cu luna este că persoana asta își dorește să se împace cu voi și se roagă divinităților să se împace cu voi. Ce nu vedeți cu luna? Ce nu vedeți cu luna? Ce vă este ascuns și nu vedeți cu luna? Că persoana asta stă în permanență în mintea lui sau în mintea ei și se gândește în continuu și are coșmaruri și anxietăți foarte mari în ceea ce vă privește. Pentru că știe că sunteți cu altcineva, pentru că mulți dintre voi la etalarea numărul 1 sunteți cu altcineva. Ok, ce nu vedeți voi cu împărăteasa? Nu vedeți exact ce am spus, propria voastră valoare pe care trebuie să începeți să o vedeți. Sunteți persoane care ați ajutat persoana asta. Nu vedeți că persoana asta apreciază cu adevărat ajutorul vostru, deși nu v-a spus-o niciodată. Sau v-a spus-o, dar tot într-o formă de... tot într-o formă mizeră. Nu vedeți că persoana asta vrea să se întoarcă. Pentru că vă arată cu totul altceva. Ok? Ce nu vedeți cu diavolul? Nu vedeți că persoana asta stă într-o relație pentru bani. Nu vedeți că persoana asta se chinuie doar pentru bani. Nu vedeți că persoana asta a intrat în niște afaceri foarte murdare și urâte care îl pot duce la închisoare sau duce o colaborare foarte periculoasă cu niște persoane periculoase sau s-a introdus în niște afaceri ilegale, niște afaceri necurate în speranța supraviețuirii, ca să spun așa, și ce nu vedeți că pe persoana asta o paște pericolul. Ok, mai vreau o carte pentru diavol. Carte pentru diavol. Ce nu vedeți voi este că persoana asta care are o cealaltă relație, care are relația asta în paralel, doar se furișează în relația respectivă doar ca să ia bani sau stă în relația respectivă doar ca să ia bani și este o relație karmică, este o relație în care ambii parteneri folosesc substanțe. Ok. Și că ce nu vedeți voi este că persoana asta ține, persoana de care ați întrebat sau la care v-ați gândit sau ce nu vedeți și știți despre cine este vorba, este că persoana asta ține strâns de acea persoană sau de acel loc de muncă din frica faptului că nu o să supraviețuiască din punct de vedere financiar. Exact. Șapte de săbii. Ce nu vedeți cu șapte de săbii? O ultimă carte. Că persoana asta ceea ce face este foarte solicitant pentru el sau pentru ea. Jocul ăsta murdar pe care îl face, falsitatea asta, este, ca să spun așa, un abuz asupra lui, asupra propriei persoane, se autodistruge și știe lucrul ăsta, dar nu este în total conștient sau conștient. Bun, atât am avut pentru numărul 1, eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la numărul 2. Să vedem pentru numărul 2. Haideți să vedem cei de la numărul 2. Ce nu vedeți cei de la numărul 2? Ce este ascuns de voi și nu vedeți? Ce este important și este ascuns de voi și nu vedeți? Ce nu vedeți cei de la numărul 2? Este important și este ascuns de voi. Ce nu vedeți? Ok.
La etalarea numărul 2 văd, în primul rând, regele de bute, leuberbec săgetător. Ok? Ce nu vedeți voi este că dacă sunteți cu persoana asta, persoana din trecut se uită către voi sau încearcă să vă facă ceva rău, să vă strice relația din prezent. Vreau să văd clarificare, regele de bute. Ok. Exact. Persoana din prezent este o persoană care v-a făcut o ofertă destul de serioasă și vrea o relație foarte serioasă cu voi. Asta poate chiar nu vedeți sau nu sunteți conștienți. Dar ce nu vedeți cu 7 de săbii? Exact ce am pornit de la prima etalare. Ce nu vedeți cu 7 de săbii? Ce nu vedeți este că în secret persoana pe care ați lăsat-o în urmă din trecut vă urmărește. Și vă urmărește persoana iubită, fiți atenți. Vă urmărește persoana iubită și vă urmărește și pe voi și v-a văzut și împreună și încearcă să vă strice relația. Ce nu vedeți cu 7 de săbii? Ce nu vedeți voi este că persoana în trecutul vostru știe că ați început o nouă relație și că ați lăsat în urmă pești, fecioară. Ok? Iar persoana asta din pești, fecioară, taur, rac, scorpion, gemeni, care este din trecutul vostru, se uită în spate către voi și către persoana nouă și îl bântuie trecutul. Putea să sară mai departe de atât. Ok. Nu o luăm acum. Ce nu vedeți cu 7 de pentacule? Ok. Că persoana din trecut vrea să vă facă o ofertă de împăcare și are claritate că aveți pe altcineva în viața voastră. Ok? A văzut totul clar, v-a văzut. V-a văzut, v-a urmărit și v-a văzut. Nu că pe voi vă interesează, dar... Ce nu vedeți voi cu asul de săbii? Ce nu vedeți cu asul de săbii? Că persoana din trecut vine către voi cu ceartă, foarte multă ceartă, și mai mult de atât vrea să se certe și cu persoana cu care sunteți acum. Vreau să văd ce nu vedeți că vine către voi cu 5 de bâte. Asta e foarte important. Ce nu vedeți voi este că persoana din trecut se simte în concurență cu persoana din prezent. Exact, pentru inima voastră. Vrea să se lupte pentru inima voastră. Ce nu vedeți cu 5 de bâte? Ce nu vedeți cu 5 de bâte este că persoana din trecut se luptă din răsputeri pentru inima voastră. Și ca să se mai domolească, să-și mai domolească suferința, să neacă în băutură. Sau chiar în alte substanțe, dar eu văd foarte multă băutură aici. Și cineva care este bolnav. Ce nu vedeți cu 6 de cupe? Aceeași persoană singură. 6 de cupe. Ce nu vedeți voi este că persoana din trecut încă vă așteaptă. Nu știu ce așteaptă, dar vă așteaptă. Și ce nu vedeți este că are un moment turn în toată așteptarea asta, care este o distrugere în masă și anume o suferință în masă. Este plata karmică pe care și-o ia. Ce pățește persoana asta cu turnul? Ce nu vedeți voi? Ce pățește persoana asta cu turnul și nu vedeți voi? Ce am spus? Justiția cu acest cavaler de săbii. Persoana asta este posibil să facă pușcărie sau să plătească cu justiția karma, karmic, în cel mai urât mod posibil. Iar tot ce îi se întâmplă acum este karmic pentru tot ce v-a făcut vouă. Vreau să vă și această energie frumoasă, ce nu vedeți voi cu acest cavaler de cupe. Acest cavaler de cupe. Este tot persoana din trecut, fiți atenți. Capricorn, rac pe scorpion. Deci persoana asta, oriunde aș da-o, este obsedată de voi. Este obsedată de voi. Este o obsesie bolnavă. Bolnavă. Aveți foarte mare grijă.
Pentru că din câte văd, ce nu vedeți voi este că persoana din trecutul vostru vrea să apuce să vorbească cu persoana voastră din prezent, nu că ar trebui să vă fie frică de ceva, dar pur și simplu încearcă prin moduri agresive și să nu fie cumva vorba despre, pentru că asta și văd, o luptă dintre persoana din trecut care vrea să-i facă ceva rău persoanei voastre din prezent. Ce nu vedeți cu diavolul? Ce nu vedeți cu diavolul? Ce nu vedeți cu diavolul? Ce nu vedeți voi cu diavolul este că persoana asta se chinuie în ultimul hal, cum am spus și la etalarea numărul 1, să muncească foarte mult și că nu mai poate, ca să spun așa, de invidie, de suferință, că voi, în special dacă sunteți leu sau gemeni, mergeți mai departe cu fruntea sus, cu foarte multă putere către realizare, lumină și reușită. Ce nu vedeți voi cu... Ce nu vedeți voi cu regele de cupe? Ce nu vedeți voi cu regele de cupe? Că persoana asta e în permanență în spatele vostru. Ce nu vedeți voi cu regele de cupe? Ce nu vedeți voi cu regele de cupe este că mai sunt două persoane la mijloc implicate. Taur, Fecioară, Capricorn. Încă un rac pe scorpion, o femeie, în afară de bărbatul din rac pe scorpion. Nu vedeți că mai sunt două persoane pe care le-a introdus în viața voastră să obțină informații despre voi. Ok. Sau care vă privesc, sau care vă urmăresc profilele, sau care vă urmăresc casa. Asta nu vedeți voi. Și persoanele astea au intrat în vorbă cu voi. Ce nu vedeți voi cu acest valet de bâte? Ce nu vedeți voi cu acest valet de bâte, vă spun eu. Ok. Nu vedeți că persoana asta se ceartă prin spate cu celelalte persoane care v-au informat și v-au spus adevărul despre persoana asta, tot ce era ascuns. Și ce nu vedeți voi este că persoana asta se luptă cu celelalte persoane în ultimul hal. Ok. Justiția asta insistă. Se luptă în ultimul hal cu celelalte persoane, dar vreau să văd de ce se luptă. De ce? 5 de bute, de ce? 7 de bute, de ce? Fiți atenți. Persoana asta, ce nu vedeți voi, este că se luptă cu cineva prin spatele vostru care ar putea să vă spună un adevăr mizerabil despre el sau despre ea și duce o greutate mare pe umeri. Pentru că persoana asta încă mai are speranță că se poate împăca cu voi sau că poate fi cu voi. Ok? Persoana asta este temătoare că voi puteți să aflați ceva despre el sau despre ea care ar putea să distrugă orice șansă, nu că nu ar fi distrusă orice șansă, ca și energia aici este prea tardiv ca să mai există o împăcare între voi și persoana asta, pentru că voi clar aveți pe cineva nou. Dar trebuie să aveți foarte mare grijă. Ok? Indicat ar fi să nu mai să nu mai dați niciun fel de răspuns acestei persoane. Ce nu vedeți voi cu 10 de monede? Este că persoana nouă din viața voastră este destinată vouă și trimisă de către divinități, ca să spun așa. Ce nu vedeți voi este că persoana asta are și pasiune, și seriozitate, și echilibru. Iar voi nu vedeți că persoana asta aduce în viața voastră ceva foarte serios, ceva foarte echilibrat. Iar asta nu vedeți voi. Ce nu vedeți voi cu turnul? Că persoana din trecut, dacă este căsătorită, va divorța. Da, și că va pleca din acea situație, pentru că cea de-a treia persoană va afla că persoana cu care voi erați a avut o relație cu voi în paralel în tot acest timp.
Bun. Atât am avut și pentru cei de la Etalare al Moldovei. Acesta a fost video interactiv din această seară. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc, vă pup și vă aștept la un nou video.